pentru început și vom cânta prima cântare, cântarea care spune e viu, e viu, mormântul lui e gol. E viu, e viu, trăiește Domnul meu, slăvit să-i fie numele. Haideți într-o seară binecuvântată de har și de căldură afară și înăuntru, să ne închinăm înaintea Domnului și să lăsăm ca harul lui să inunde inimile noastre, să fim binecuvântați cu toții. Amin? Haideți să cântăm. Doamne, ajută-ne să-L vedem în slava sa pe Domnul nostru, Cel care e viu în vecii vecilor. Acum aș vrea să cântăm cântarea care o cântăm de obicei. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Și când m-am uitat la versurile acestei cântări, m-am gândit oare câți cântă cântarea aceasta în țara aceasta și câți înțeleg ceea ce cântă și câți trăiesc ceea ce cântă și câți împlinesc ceea ce cântă prin cuvântul lui Dumnezeu. M-am gândit la versetele din Coloseni, capitolul 2, de la versetul 11 și am să vă citesc pagina în Scriptură 1156. În el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcute de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Și acum un verset așa de potrivit pentru ceea ce vom cânta. Pe voi, adică pe noi cei din ziua de astăzi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu ne-a adus la viață și acolo unde sunt copiii lui Dumnezeu și după ce cântăm cântarea aceasta, ce putem să ne rugăm? Doamne, lasă ca viața care vine din Tine să se vadă în noi și să fie simțită
când întâlnești un om mort și un om viu, ce credeți e o diferență? Poți să-ți dai seama de diferența dintre ei doi? Cu siguranță, la fel în adunare și la fel în viața oricăruia, poți să faci diferența între un om care e mort în greșelile și în păcatele lui și între un om care are iertate păcatele și prin botez și prin credința în Domnul poate să cânte cântarea Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte, adică nouă, viață dăruindu-le, slăvit să fie El pentru viața care ne-a dăruit-o și care o avem în El. E așa de minunat cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Haideți să cântăm împreună cântarea aceasta și să ne unim după aceea într-o rugăciune și să-L lăudăm și să-L binecuvântăm pentru viața care o avem de la El și să cerem ca El să ne umple în continuare de puterea Duhului Său cel Sfânt și să ne dea putere să trăim în viața aceasta plin de puterea Lui, plin de viața care vine din El și lucrul acesta să-L simțim noi și să-L vadă cei din jurul nostru. Amin? Cântăm și după aceea ne rugăm.
ocupați locurile. Haideți în continuare să cântăm împreună cântarea Hristos a înviat din morți, ce bucurie sfântă îți cântă sufletul meu azi și inima mea cântă. Aleluia! Amin! Domnul să ne ajute, așa cum am cântat, să ne închinăm înaintea Domnului și să o facem într-un mod plăcut Lui, adică în duh și în adevăr. Domnul să primească închinarea noastră și următoarea cântare, o mai cântăm și peste an, nu-i chiar special așa de înviere, dar la strofa a treia, cântarea spune: Iisus, ce mult Tu ne-ai iubit, Iisus, la cruce ai murit, Iisus, trei zile îngropat, Iisus, din morți ai înviat. Cred că toți cei care citiți Scriptura vă întrebați, oare cum o fi fost cu astea trei zile? Oare care e sărbătoarea corectă, aia de acum o săptămână sau asta de acum? Și în mintea noastră se frământă probabil multe întrebări. Ceea ce e cel mai important e că Iisus a înviat, binecuvântat să-i fie numele, și putem să ne bucurăm de învierea Lui și de beneficiile învierii Lui. Binecuvântat să-i fie numele în vecii vecilor. Mă bucur de toți cei ce sunt în casa Domnului în această după-amiază. Dumnezeu să lucreze în inimile și în viețile noastre. Și după ce vom cânta această cântare, fratele Claudiu va avea un îndemn la rugăciune. Dar aș vrea doar un verset care mi-a atras atenția să vi-l citesc. Din Marcu, capitolul 16, Marcu, capitolul 16, dacă ceva am citit mult și m-am bucurat să pot să reîmprospătez tot ceea ce s-a întâmplat și ceea ce e consemnat în Scriptură. Și în Marcu, capitolul 16, ultimul verset, a fost pentru mine un verset așa care mi-a atras atenția și Dumnezeu mi-a vorbit prin el.
Și aici spune cuvântul Domnului așa, pentru că vom cânta această cântare și cântarea către final spune: în numele lui Iisus e putere, în numele lui poți fi ajutat, în numele lui Iisus e putere, în numele lui poți fi vindecat și în numele lui se pot face multe alte lucruri după voia lui Dumnezeu. Aici cuvântul Domnului spune, iar ei au plecat la porunca Domnului Iisus, care le-a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și spune aici versetul 20, Marcu 16 cu 20, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Ceea ce urmează e foarte important. Domnul lucra împreună cu ei. Domnul lucra împreună cu ei. Credeți că și în ziua de astăzi Domnul lucrează împreună cu noi? Aleluia! Și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin? Amin! Mai jos mi-am notat versetul din Fapte, capitolul 5, versetul 12. Și spune că prin mâinile ucenicilor, prin mâinile apostolilor, se făceau multe semne și minuni în orod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni. Credeți că le făceau prin puterile lor? Nu prin puterile lor, ci prin puterea celui care lucra împreună cu ei, prin puterea Domnului. Avem nevoie în seara asta și în viața noastră de puterea lui Dumnezeu? Avem nevoie? Eu am mare nevoie. Mă gândesc când văd un om bolnav de cancer, cât de mult mi-aș dori ca Dumnezeu să lucreze cu mine și prin mine și Dumnezeu să se atingă de acea persoană și să-i dea vindecare. La fel a lucrat Dumnezeu prin apostoli. Dumnezeu poate să lucreze și prin noi. Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu e Cel care are putere. Slăvit să-i fie numele. Domnul să ne ajute să credem și să ne încredem în El. Și în seara asta, dacă cumva ai venit ca și cei care au venit la mormânt și plângeau acolo și se boceau și nu știau ce se întâmplă, dar după ce s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, ce le-a spus El? Care a fost cuvântul care le-a spus Mariei Magdalena? Bucurați-vă! Nu poți să te bucuri până nu înțelegi. Dar când înțelegi că Dumnezeu e cu tine, vine și bucuria. Și noi știm că bucuria e și o roadă a Duhului Sfânt. Dar dea Domnul în seara asta, din locul ăsta să ieșim, plin de bucuria faptului că Dumnezeu e cu noi și Dumnezeu ne binecuvântează. Amin? Credeți? Cea mai mare problemă a sărbătorii acesteia a fost credința. Și în continuare e credința. Mulți se salută cu salutul Hristos a înviat. Dar dacă îi întreb, tu crezi? Păi așa se salută, nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat. Dar oare noi credem? Amin, credem. Credem cuvântul lui Dumnezeu, îl credem. Credem că Dumnezeu lucra împreună cu ei. Împreună cu ei. Nu lucra de unul singur, că Dumnezeu nu avea nevoie de apostoli. Putea să lucre și de unul singur. Nu avea nevoie de apostoli. Lucra împreună cu ei. Dumnezeu poate lucra împreună cu mine. Și poate lucra împreună cu tine dacă te pui la dispoziția Lui. Eu îmi doresc lucrul ăsta, tu îți dorești? Aleluia! Haideți să cântăm împreună cântarea Iisus cu slavă îmbrăcat. Și atunci când vom cânta în numele Lui Iisus e putere, crede că în seara asta Iisus e prezent aici și pentru tine. Și Dumnezeu te poate binecuvânta dacă crezi chiar în momentul în care cânți să ridice povara din viața ta, să-ți aducă eliberare, să-ți aducă vindecare, să aducă mântuire, să aducă iertare. Ceea ce vrea El să facă în viața ta, mărit să fie numele Lui. Amin. Iisus, pe noi corona.
Slăvit să fie Domnul! Îndurarea, pacea și dragostea Domnului să ne fie înmulțite. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să cinstim astfel cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim în epistola a doua către Corinteni a Apostolului Pavel, capitolul 5, începând cu versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că, adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți al lui Iisus Hristos și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El, adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul ăsta, în zilele astea, m-a făcut ca în vâltoarea bucuriei acestei sărbători să am mai multă reverență și să tratez cu mai mare seriozitate sărbătoarea aceasta. Și a fost un lucru care mi-a atras atenția. Versetul 18 spun că toate lucrurile acestea, adică făptura cea nouă la care se referă în versetul 17, toată înnoirea, toate lucrurile care s-au făcut noi, sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Adică nu doar că ne-a împăcat, acesta este primul pas. A intrat în mântuire, a intrat și avem pace cu Dumnezeu prin sângele lui Iisus Hristos, dar și nouă ne-a încredințat să ducem mai departe această slujbă a împăcării. Este o misiune, o slujbă, un lucru care nu este opțional. Îmi place că Apostolul Pavel folosește o expresie pentru ceea ce noi numim astăzi creștin. Cuvântul creștin, oarecum și-a pierdut din valoare, întrucât, sigur, mulți se numesc și se autodenumesc creștini, neavând nicio legătură cu creștinismul autentic, biblic. Dar Pavel îl numește pe creștin într-un mod mai frumos, care însă reflectă mai clar adevărul. Dacă este cineva în Hristos, în Hristos, a fi în El, îmbrăcat cu Hristos, ne spune Galateni 3, cu 27, da? Toți care v-ați botezat în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Dacă ești în Hristos, ești creștin. Noi suntem în Hristos și viața noastră este ascunsă prin Hristos în Dumnezeu. De ce m-a pus atât de mult pe gânduri și m-a făcut să reflectez adânc asupra vieții mele în acest context de sărbătoare? Pentru că spune că Dumnezeu ne-a împăcat și ne-a încredințat această slujbă a împăcării. Și am zis, bineînțeles, sunt un propovăduitor a Evangheliei, vorbesc despre Dumnezeu în fiecare zi, spun tuturor despre cum a lucrat Dumnezeu în viața mea, în familia mea, însă m-am uitat la această slujbă a împăcării, care este descrisă și Apostolul o detaliază, adică Dumnezeu era în Hristos, dar versetul 21 o descrie foarte clar. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, aceasta este slujba împăcării, aceasta este împăcarea care a făcut-o Dumnezeu cu noi. El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Domnul Iisus Hristos, ca să poată să ne împace cu El, a acceptat, desăvârșit fiind, fără niciun păcat, într-o viață pământeană desăvârșită,
în ascultare de Dumnezeu, a acceptat să fie tratat ca un păcătos, ca cel din urmă păcătos, și asta în mod public. De aceea ne spune în Evrei că a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Și asta ca să ne poată împăca. De-a lungul istoriei, întotdeauna omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Întotdeauna omul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Întotdeauna omul a fost acela cârtitor, nemulțumitor, închinător la idol. Și întotdeauna Dumnezeu a inițiat împăcarea. Omul se îndepărta, Dumnezeu întotdeauna deschidea o oportunitate de împăcare. De împăcare. Și acum, pentru a ne putea împăca desăvârșit cu Dumnezeu, a fost această singură modalitate de a-L trata pe propriul Său Fiu ca pe ultimul dintre păcătoși. Pentru ca noi să putem fi tratați prin sfințenia lui Hristos. Și această slujbă a împăcării ne-a fost încredințată nouă. Eu nu sunt un om extrem de împăciuitor. Și fiecare în noi avem o fărâmă de, noi spunem demnitate, dar de fapt este un orgoliu mai mascat, în care ne dorim să ni se facă dreptate. Mai ales dacă ni s-a greșit în mod flagrant, urât și grosolan. Ne cerem dreptatea. Avem comitet, m-a supărat fratele Dan și mai ales dacă a făcut-o la modul grosolan, mergem ca să ni se facă dreptate, să mi se dea dreptate. Și comitetul să spună, foarte bine, frate Claudiu, există o singură modalitate să te împaci. Să ai această slujbă a împăcării, ca tot ceea ce merită el să suporți tu. Da, într-adevăr, s-a răzvrătit împotriva ta, te-a nedreptățit, a păcătuit împotriva ta, a făcut lucruri rele împotriva ta. Dar există o singură cale să vă împăcați. Tu să suporți pedeapsa. Și nu undeva într-un loc ascuns, pus în biserică pe ultimă bancă, așa, ci în mod public. Ești de acord să vă împăcați în felul ăsta? Adică ție ți s-a greșit în mod flagrant și ireconciliabil, dar împăcarea este una singură. Tu să suporți pedeapsa. Și ne împăcăm singur? Nu știu. Unii da, alții nu. M-am uitat în viața mea. Și am spus, Doamne, e greu să renunț la dreptul Tău. E greu să renunț la dreptul Tău. Aș fi ipocrit să spun că întotdeauna am fost gata să renunț la dreptul meu de dragul împăcării. Și totuși această slujbă a împăcării ne este încredințată nouă. Dumnezeu a aplicat-o vis-a-vis de noi prin Iisus Hristos, pe care L-a tratat ca păcătos, sfânt fiind, ca pe noi să ne poată trata prin neprihănirea lui Dumnezeu. Și această slujbă a împăcării ne-a fost încredințată nouă. Eu m-am cercetat, m-am uitat, m-am rugat mult zilele astea și am spus, Doamne, ajută-mă ca întotdeauna, de dragul Tău, să fiu așa cum ai fost Tu. Și slujba asta a împăcării, să o fac fiind gata întotdeauna să las de la mine, să iau povara celuilalt asupra mea. Să spun, Doamne, îs gata eu să sufăr doar ca să putem să aducem oamenii la o relație cu Tine și doar ca să nu ne frângem noi relațiile. Domnul Iisus a ținut la relații, El a ținut foarte mult și deși a spus lui Petru, știu că te vei lepăda de mine, dar m-am rugat pentru credința ta să nu se piardă. Țin la relația cu tine. Indiferent de ce ai face, ți-am lăsat oportunitatea de a te împăca cu mine. Ți-am lăsat-o. Și asta prin suferința mea. Tu te-ai îndepărtat, tu te-ai răzvrătit, dar totuși eu vin
către tine. Eu sunt acela care fac pașii spre împăcare. Eu sunt gata să mă sacrific. Gândindu-mă la lucrurile astea, zilele astea, n-am putut decât să mă pocăiesc. N-am putut decât să mă pocăiesc, să cer Domnului să îndeplinesc această slujbă a împăcării care mi-a fost încredințată și mie și oricărui creștin, așa cum îi place Domnului. Să fiu gata să iau povara celuilalt asupra mea, să fiu gata să nu cer dreptul meu, să fiu gata să pot să port povara celuilalt asupra mea de dragul împăcării, înțelegând că dacă Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru noi toți, asta ne cere și nouă fiecăruia. Să nu mai strig atâta după dreptate, să nu mă mai simt atâta de ofensat de multe ori. Din orice. Nu. Eu am greșit, mie mi s-a greșit, mie să mi se dea satisfacție, nu. Chiar dacă mie mi s-a greșit, chiar dacă eu am fost nedreptățit, eu să fiu acela cu brațele deschise, că așa a fost și Dumnezeu față de noi. Întotdeauna ne-am tot îndepărtat și ne-am tot răzvrătit și pe El mereu l-a costat câte ceva să vină în întâmpinarea noastră, dar a făcut-o până la capăt. Domnul să ne ajute și pe noi să-i urmăm exemplu. Haide să ne ridicăm și să ne rugăm. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Aș vrea în continuare să o invit pe sora Roxana Negrean, iar după aceea sora Andreea Pop vor lăuda pe Domnul cu o cântare. Domnul să lase harul lui și binecuvântarea lui peste ele. Amin. Pe via dolorosa, Iisus, greul crucii, batjocorit de oameni, zdrobit în suferinți, nevinovați îndreaptă spre bicele romane, spre dealul Golgotei,
să moară pentru noi. Știi tu de ce Iisus a fost jertfit? Știi tu de ce pe cruce a murit? Cu spini încoronat plângea divinul miel. De dragul tău, de dragul meu, Iisus a dăruit. Ca mielul pentru jertfă urca umil calvarul să ia păcatul. În locul tău, Baraba.
Aș vrea să vă invit să ne ridicăm cu toții cei din față în picioare. Vom cânta o cântare care e o cântare mai nouă pentru adunare și vrem să o învățăm împreună, să o cântăm împreună. După ce vom cânta această cântare, sora Ella va lăuda pe Domnul cu o cântare. În formația aceasta, probabil vă mirați de ce suntem aici așa în formația aceasta. Ne întâlnim de o vreme și dorim să pregătim o viitoare întâlnire la Casa de Cultură. Și ne-am întâlnit în formația aceasta și am învățat câteva cântări. Vrem să cântăm două dintre ele în această seară. Și cu ocazia aceasta le spun și fraților că vineri, dacă ne ajută Domnul, de la ora 19 ne vom întâlni la repetiție. Pe lângă ei mai sunt și alții care au fost la repetiții și în această seară n-au putut să vină. Dar de ce spun lucrul ăsta? Îl spun și îl amintesc din nou ca să vă provoc să ne rugăm și să ne susțineți în rugăciune. Avem atâta nevoie de rugăciune. La începutul întâlnirii în această seară ne-am întâlnit să repetăm, să ne aducem aminte puțin de cântări și parcă toate, nimica nu mergea. Nu mergeau microfoanele, nu mergeau tobele, nu mergea... Și le-am spus fraților, hai să ne rugăm că deocamdată totul e un haos. Numai Domnul poate să le modeleze momentele astea și să facă în final să fie bine. Slavă Domnului că Dumnezeu e de partea noastră și ne ajută. Și fratele Sebi s-a sacrificat să fie la stație acolo. I-am spus, Sebi, ție o misiune grea, toate dacă nu merg bine o să cadă în capul tău. El zicea, s-a obișnuit cu asta, dar i-am spus, noi oricum suntem de partea ta și nu o să ai probleme. Domnul l-a binecuvântat pe el, ne binecuvântează pe noi și am vrea să cântăm o cântare, cântarea spune, în mormântul cade gheață, moartea l-a culcat, iadul n-a putut să-l țină, el a înviat. La refren, frații cântă prima parte, viu e Domnul și surorile răspund după aceea, viu e Domnul, moartea e învinsă, surorile răspund, moartea e învinsă. Dar după ce cântăm prima strofă, o să vedeți că e o cântare accesibilă, ușoară și putem să o cântăm împreună și vă provocăm să o cântați împreună cu noi. Domnul să ne binecuvânteze în continuare în toate. Amin. Oh,
N-am fi avut nădejde dacă n-ai fi învins pe veci. Durerea și păcatul și puterea morții reci. Cântăm și cântarea aceasta, o cântare deosebită, o cântare minunată și veți vedea de ce. La refrenul cântării, îmi place așa de mult refrenul acestei cântări, spune: lăudat fi în veci Iisus iubit, fiindcă moartea-i biruit, din mormânt i-ai înălțat, triumfător, besna morții ai destrămat și speranța ne-ai redat. Te lăudăm că în veci ești viu cu adevărat. Glorie Lui! E așa mare bucurie să putem să fim în casa Domnului, să cântăm și să lăudăm pe El, cu cântări mai vechi și cu cântări mai noi. Slăvit să fie Domnul! Haideți să cântăm cu frații această cântare. Din nou vă provocăm să o cântați împreună cu noi. Va rămâne o cântare a adunării și o vom mai cânta și altă dată. De aceea e bine să fim atenți și să o învățăm împreună. O cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și puterea morții rești, curaj de masă spântat.
Benedicta. Domnul să-i binecuvânteze. Aș vrea să învețe și ei cântarea. Dar poate că data viitoare la Casa de Cultură vor învăța și ei. Totuși putem să mai cântăm o cântare. Cântarea spune: Calea, adevărul, viața, Iisus Hristos cel Sfânt a venit trimis de Tatăl pe pământ. Vă invit să ne ridicăm în picioare și împreună să cântăm cântarea aceasta, după care fratele Nelu Sabău va continua și ne va vorbi din cuvântul Domnului. Domnul să lase harul lui și îndurarea lui peste noi și să ne dea puterea ca în tot și în toate să rămânem lângă El și să împlinim ceea ce ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos, mai ales în rugăciunea Tatăl nostru. Și ce spunea El acolo? Sau ne învăța să spunem? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Amin? Amin. Haideți să cântăm, după care vom asculta cuvântul Domnului. Să facă să fie mare și mai mare har. Amin? Amin. Deschidem cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, capitolul 24, începând cu versetul 13, vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Pagina în Scriptură pentru cei care doresc să urmărească, 1023, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim.
și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul dintre ei, numit Cleopa, a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să crede tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu el, cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă rog să vă reașezați. Ne-am obișnuit ca în zilele acestea să ne salutăm, Hristos a înviat, și să ne bucurăm de învierea Domnului Iisus. Ne-am obișnuit să citim textele acestea, chiar dacă unele sunt mai lungi, pentru că le citim o dată pe an. Uneori le citim și între sărbătorile acestea, dar în special le citim o dată pe an, ca și dimineața avem concurență. Domnul să lase binecuvântarea sa peste toți copiii și peste părinții lor. Ne-am obișnuit să ne spunem unii altora, să ne salutăm unii pe alții cu drag și să ne bucurăm de învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că ne place să credem că cineva a făcut toate lucrurile pentru noi. A fost cântarea pe care tânăra noastră a cântat-o, acolo unde nu sunt stăpâni romanii. Să știți, am citit recent o carte, Cetatea Blestemată, despre ce s-a întâmplat în preajma anilor 70, când templul din Ierusalim a fost distrus și cetatea. Și așa este, acolo erau stăpâni romanii, chiar și în Sinedriu. Politica întotdeauna a funcționat. Și întotdeauna romanii au avut iscoadele lor între mai mari din templu și erau o seminție, erau o specie aparte de oameni care refuzau să colaboreze cu romanii. Ăștia erau aia care refuzau robia romană și ziceau, nu vrem să avem de-a face nimic cu ei. Dar marea majoritate acceptau robia romană. Marea majoritate a creștinilor din ziua de astăzi acceptă așa tacit unele lucruri. Lasă să fie așa, să fie pace. Mai ales de dragul păcii. Am văzut în multe familii, am văzut în multe suflete, mai ales de dragul păcii. Hai să lăsăm un pic, să mai lăsăm un pic, să treacă încă un pic, să fie lucrurile bine, să fie lucrurile acceptate sau acceptabile. Dar lucrurile acestea
n-au fost bune, nu sunt bune, pentru că Iisus Hristos, care a venit și care în niște zile ca acestea sărbătorim învierea Lui glorioasă, învierea Lui glorioasă și biruința Lui Dumnezeu asupra morții, asupra boldului morții, o înviere pe care o propovăduise Domnul Iisus Hristos, despre care se spunea și în Vechiul Testament. Dar parcă nu le venea să creadă ucenicilor că s-ar putea întâmpla chiar sub ochii lor. Chiar ei să fie martori, chiar ei să fie contemporan cu Iisus Hristos și cu învierea sa glorioasă, adică cu explozia care a fost. Se vorbea dimineața despre Giulgiu care a fost acoperit Domnul Iisus Hristos. Și mi-amintesc că am citit undeva dovezi ale faptului că Iisus Hristos a înviat și fizic s-a putut demonstra lucrul acesta. Și spunea așa, cred că în 1945 a fost în Tunguska, undeva în Rusia, un fenomen. A venit cumva ca un meteorit, ceva a căzut, a făcut o explozie mare acolo și s-a degajat o lumină așa de puternică, încât pe 25 de kilometri toată vegetația a fost, pe o rază de 25 de kilometri, toată vegetația a fost distrusă, dar umbrele copacilor au fost proiectate pe niște stânci din apropiere, în așa fel încât ele nu s-au putut șterge. Apoi, la exploziile de la Hiroshima și Nagasaki, exploziile nucleare de acolo, citeam undeva că umbrele oamenilor în mișcare, pe care i-a prins explozia așa cum i-a prins, au fost proiectate pe clădiri și până când au stricat clădirile, le-au demolat, nu s-a putut șterge conturul acelor umbre proiectate de lumina extraordinară care s-a degajat atunci. Și spunea, dacă omenește, spunea cartea respectivă, dacă omenește este posibil să fi întâmplat lucrurile acestea, nu ar fi posibil la învierea Domnului Iisus Hristos, lumina care a ieșit biruitoare, să fi imprimat conturul lui pe Giulgiu, care este renumit acum și se cunoaște ca și Giulgiu din Torino? La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință și noi ne bucurăm de orice lucru care spune, care confirmă că lucrurile s-au întâmplat a Evia, că lucrurile au fost în tocmai așa, din punct de vedere fizic, că lucrurile au fost posibile. Ne referim la dovezile care îi ajută pe alții să creadă. Noi suntem din cei care credem că Iisus Hristos este viu în vecii vecilor, că este viu și că e răscumpărătorul nostru și că într-o zi, așa cum spune eu, îl vom vedea. Abia așteptăm să-l vedem și el ne va fi binevoitor și ne va da îmbrățișarea cerului. În seara aceasta aș vrea cu ajutorul Domnului să vorbesc despre Emausul de ieri și de azi. Ucenicii, spune Scriptura, într-o dupămasă, în dupămasa învierii sau în aceeași zi. Și dacă va fi timp, pe final voi reveni la expresia aceasta, în aceeași zi, doi ucenici au plecat spre Emaus. O distanță, un fleac, 11 km și ceva, spre 12 km, n-a fost mare lucru. Au plecat prin praful drumului, prin căldura toridă care era acolo și drumul lor a fost de trei feluri la plecare și de trei feluri la întoarcere. N-au vrut ei să vină așa de repede. Nu știu cu ce viteză au plecat, dar mă gândesc că n-au plecat cu viteză foarte mare, pentru că era cald, era praf, ei erau depresionați și erau amărâți și necăjiți și triști, dar la întoarcere sigur au venit cu viteză mare. La întoarcere sigur drumul Emausului a fost extraordinar. Și întâlnim oameni care vin să se boteze și spun, vreau să recuperez vremea și vreau să lucrez pentru Domnul și vreau să gust biruința Domnului. A fost bine că am afișat slujirile acolo afară și mă gândesc că mulți se vor implica în asta, vor citi acolo să vadă ce li se potrivește. Deja știm că sunt câteva oportunități și câțiva oameni care ar vrea să beneficieze de oportunitățile acestea, în așa fel încât fiecare să fie dornic, să poată sluji, să poată pune umărul la lucrarea aceasta a Domnului. Dar ucenicii în drumul de la Emaus spre Ierusalim au mers cu viteză mare.
aveau și motive să meargă cu viteză mare. Erau însuflețiți pentru că știau, dincolo de toate aparențele, dincolo de toate zvonurile, dincolo de toate vorbele că femeile ne-au pus în uimire, că s-a zis ceva, că dincolo de toate acestea, ei știau, Iisus Hristos e viu, l-am văzut, a fost partener cu noi de călătorie. Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos ar trebui să umple inimile noastre de bucurie și de putere. Să mergem, începând de astăzi, mergem în lume și spunem, Iisus Hristos e viu, umblă cu noi, este cu noi. În fiecare zi experimentăm trăirea cu El. Vedem viața, vedem semnele, minunile Lui, vedem puterea Lui pe care o arată prin Duhul Său cel Sfânt, simțim înțelepciunea Lui, simțim clarificări în mintea, în inima noastră, în relațiile noastre, în așa fel încât toate lucrurile funcționează altfel, s-au schimbat valorile, s-au schimbat lucrurile, toate lucrurile sunt altfel pentru că Dumnezeu este în control. Spuneam de trei drumuri, trei feluri de drumuri care le putem identifica în drumul spre Emaus. Un drum este drumul celor care vorbesc între ei. Versetul 14. Vorbeau între ei. Așa, era o șuietă, era o desconsiderare a lucrurilor care au fost. Era drumul dezamăgirilor întruchipate. Drumul idealurilor făcute praf. Ca și cum ai lua o mână de praf să o faci așa, așa discutau ei între ei. Praf și pulbere s-a ales de toată viața noastră, de toate idealurile noastre. Praf și pulbere, toate lucrurile s-au năruit. Ca și un castel de nisip când vine soarele și trece umezeala din el. S-au năruit toate lucrurile. S-au năruit toate lucrurile. Așa fac oamenii când stau la o șuietă, discută la o șuietă. Din cauza aceasta spune cuvântul voi. Nu trebuie să fiți așa. Și vorbiți între voi cu psalm, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Pentru că în felul acesta putem să lăudăm pe Domnul. Și în felul acesta putem să vorbim de lucruri care motivează, care ne ajută să stăm în picioare, să facem lucrurile cum vrea Dumnezeu. Ieremia, capitolul 18, versetul 18, are acolo o specificație foarte, foarte interesantă. Unii au zis despre Ieremia, haideți să urzim rele împotriva lui Ieremia. Și pe final zice, haideți să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Este o tactică diabolică pe care diavolul vrea să o semene între oameni, să vorbească între ei, politică, economic, despre criză, despre sentimente, despre fotbal, despre tot ce a fost, despre tot ce poate să fie, numai despre Dumnezeu nu. Numai lucruri care zidesc, nu. Hai să ucidem, ne ucidem speranțele, ne vorbim de cineva și ucidem pe cineva pentru că îi tăiem de tot, toate valorile. Nici aia nu a fost bună, nici predica nu a fost bună, nici cântarea nu a fost bună, nici rugăciunea nu a mers. Nimic nu merge. Toate lucrurile se năruie. Drumul spre Emaus este un drum al idealurilor spulberate atunci când oamenii n-au un partener de dialog, un partener de drum. Atunci când oamenii vor să facă lucrurile după mintea lor, după dezamăgirile lor, atunci când oamenii beau nelegiuirea ca apa și atunci când lucrurile nu merg după calculele lor. Singurul care face calcule și se împlinesc este Dumnezeu. Calculele noastre, calculele omenești, nu întotdeauna se împlinesc. Și oamenii aceștia, ucenicii aceștia, mergeau spre Emaus și spune nimic, toate s-au năruit, nimic nu mai stă în picioare. Ce să mai faci? Ce să mai crezi? Măcar mergem la Emaus, e un sat acolo, poate că era răcoare acolo, nu știu ce planuri aveau și Scriptura nu ne dă voie să facem investigații de felul acesta, nici să ne dăm cu părerea. Știm un lucru, ei nu erau în cetatea păcii, nu erau împreună cu ceilalți ucenici și drumul iluziilor spulberate a fost pentru ei drumul acesta spre Emaus. Ne rugăm Domnului și spunem, Doamne, ferește-ne să avem un drum al iluziilor spulberate, un astfel de Emaus care să ne ducă nicăieri, care să facă lucrurile să împrăștie în jurul nostru, care să ne facă să nu gustăm din bunătatea Domnului și să facem toate lucrurile după mintea noastră și după planul nostru. Amin? Domnul să ne ajute! În al doilea rând, drumul spre Emaus era un drum
împiedicat. Spune cuvântul în versetul 16, ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Ce se întâmplase? A venit cineva, așa cum se întâmplă deoseori la călătorie, așa cum se întâmplă... Noi oamenii, noi românii suntem mai fixiști așa, nu legăm foarte mult prietenii. Adică eu n-am apucat să gust viața pensionarilor, să văd că se spune că ăștia mai leagă așa conversații și povești între ei. Dar acolo ei nu erau nici pensionari, mergeau spre Emaus, s-a lipit cineva de ei, văd în alte țări, în altfel de oameni, altfel relaționează, mult mai ușor leagă o discuție, o prietenie, altfel se leagă lucrurile. Și cam așa s-a întâmplat acolo. A intrat cineva în discuții cu ei. Întâi a auzit ce vorbesc și ei se uitau, cine o fi și ăsta, până la urmă l-au acceptat. Dar spune cuvântul că ochii lor erau împiedicați să-l asculte, să-l cunoască. Ce se întâmplă? Drumul spre Emaus poate să fie un drum al piedicilor, un drum al celor împiedicați. Din cauza unor concepții fixiste, din cauza că erau foarte mult concentrați pe lucrurile lor, pe viața lor, discutau cu pasiune lucrurile despre care îi preocupau acolo, care îi frământau, din cauza aceasta l-au tolerat pe Iisus Hristos acolo. Așa cum fac milioane de creștini în ziua de astăzi, l-au tolerat pe Iisus Hristos, dar nu l-au luat partener de călătorie. N-au vrut să spună, spune-ne și tu părerea ta, spune-ne cum ai văzut lucrurile, cum ai perceput lucrurile. Nu l-au cunoscut. Mulți oameni fac lucrul acesta, mulți oameni cad la examenul acesta. Ne uităm în cartea Exodului, mi-am notat aici un capitolul 6, versetul 9, astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel, dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să asculte pe Moise. Dar ce le vorbise oare Moise? Dacă aveți Bibliile la voi și vreți să vă uitați la începutul capitolului 6, zice Moise, izbăvirea făgăduită. Și Moise le spune, Dumnezeu a vorbit lui Moise și le-a zis, versetul 2, eu sunt Domnul, eu m-am arătat lui Avraam, lui Isaac, lui Iacov, ca Dumnezeul cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de ei sub numele meu ca Domnul. De asemenea, m-am încheiat legământul meu cu ei ca să-l dau ca țară Canaanul, țara călătoriilor sfinte. Versetul 7, vă voi lua ca poporul al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Vă dați seama ce lucruri extraordinare le spune Dumnezeu? Și zice, așa le-a vorbit Moise, așa le-a vorbit Moise din partea Domnului, așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Dar preocupările lor, robia, deznădejdea, i-au împiedicat să-l asculte pe Moise, care le vorbea lucruri din partea Domnului. Drumul spre Emaus, ne rugăm Domnului să ferească pe fiecare de un drum al împiedicărilor, al piedicilor, al lucrurilor care se năruie, al lucrurilor care n-au o finalitate și care nu merg bine, care nu merg cum ar trebui să meargă. Pentru că, mergând în felul acesta, ei se amăreau și amăreau viața, făceau lucrurile cum nu trebuiau să le facă. Versetul 17 spune de o altă posibilitate, un alt drum spre Emaus, drumul celor triști. Versetul 17, ultima parte, adică tot versetul. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Triști. Triști așa, rău. Nu supărați, nu întristați cumva, triști. Cum tu nu știi nimic? Mergeam odată, vorbeam cu cineva pe drum, am luat pe cineva mașină și îmi spunea, dar nu știți ce-a făcut Real Madrid? Nu știu. Nu știu și nu mă interesează. Dar nu se poate, toată lumea trăiește evenimentul ăsta la maxim, că e mare bucurie și mare biruință acolo, a fost ceva extraordinar. Nu știu, pur și simplu nu știu, nu mă interesează. Dar am spus, voi știți ce a făcut Iisus Hristos din cer? A, ce sunteți preot. Lucrurile,
Deci eu eram trist pentru ei, erau bucuroși pentru bucuria aia a lor, dar vreau să fiu și eu părtaș la bucuria lor. Dar când le-am spus eu de bucuria mea, au spus, nu se potrivește asta. Și vine Iisus Hristos, un străin acolo, îl percepeau ei ca străin, vine pe lângă ei și zice, ce vorbesc astea care le schimbați pe drum? Pe lângă faptul că am putea să înțelegem ce înseamnă, cât de responsabil suntem de vorbele pe care le schimbăm pe drum, ar trebui să ne gândim, și fac o paranteză aici. Citeam undeva că armata Statelor Unite, ceva secțiunea armatei mai specializată, are un aparat așa de performant, care se folosește în spionaj, încât dacă trec pe lângă o piatră sau un zid, înregistrează, nu știu cât, timp de 48 de ore, vorbele care s-au, adică decodează vorbele care s-au spus când au trecut pe lângă zid. Când oamenii au trecut pe lângă zid. Vă dați seama cât de... Și atunci îl înțelegem pe Domnul Iisus care spune, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Domnul Iisus spune, ce vorbe sunt astea care le schimbați între voi pe drum? Ce vorbe sunt cele pe care le schimbăm între noi în călătoria pe care o avem pe acest pământ? Și Domnul să ne ajute ca vorbirea noastră să fie conform Scripturii, cu har, dreasă cu sare, în așa fel încât Dumnezeu să câștige din toate lucrurile din viața noastră și El să fie biruitor în viața noastră. Drumul spre Emaus, drumul celor triști, drumul celor dezamăgiți, deznădăjduiți, drumul celor care nu țin cu o echipă de fotbal, dar nu-i bună nici politica, nici biserica, nici societatea, nici afaceri, nimic nu-i bun. Nu-i bună nici România, nici Rusia, nici America, nici China, nimic nu-i bun. Nu mai știi ce-i bun la ăștia. Nu mai știi ce-i bun la ăștia. Sunt oameni și sunt oameni cunoscuți. Oameni cunoscuți la care nimic nu-i bun. Nu-i bun ce faci cu săracii, nu-i bine că ai săraci, nu-i bine că n-ai săraci, nu-i bine că ai bătrâni, nu-i bine că n-ai bătrâni, nu-i bine nimic. Drumul celor triști, drumul celor deznădăjduiți, drumul celor la care li s-au schimbat valorile, nu spune cuvântul drumul celor păcătoși. Dar dacă nu-L iai pe Iisus Hristos partener, dacă nu umbli cu El, dacă nu trăiești pentru El, dacă nu faci lucrurile ca El să fie proslăvit, vă dați seama că nu poate fi un drum glorios. Ne dăm seama că nu poate fi un drum al biruitorilor, un marș triumfal. E drumul celor abătuți, care abia își trag picioarele prin praful lumii acesteia, între pensie și pensie, între salar și salar. Abia își trag picioarele prin praful lumii acesteia, dintr-o duminică până în cealaltă duminică. Drumul celor triși și abătuți. Nu așa vrea Dumnezeu să fim și nu așa vrea Dumnezeu să facem lucrurile. La un moment dat, Iosif i-a hrănit, s-a purtat bine cu frații lui, i-a trimis acasă, i-a întors spre casă și le-a spus, mergeți acasă, dar nu vă certați pe drum. Adică nu fiți triști, obosiți. Vorbiți între voi lucruri care zidesc, care aduc viață, care aduc speranță. Pentru că Iisus Hristos este viu. Și lucrurile acestea am vrea să le înțelegem, să le știm, să le trăim. Și Duhul Sfânt să ne le reamintească, să le fixeze în mintea și în inima noastră și în viața noastră. Sigur că apoi urmează o pauză. După ce ia microfonul Cleopa și nu mai lasă microfonul câteva versete. Vrea să-i spună străinului ce-l doare. Vrea să-i spună problema lui. Păi cum tu ești singurul străin aici? Nu știi? Noi ne-am pus speranțe, noi am nădăjduit. Vedeam fiecare, aveam desenat în mintea noastră câte un scaun, câte un tron, că va veni ăsta ca împărat, va veni Iisus ca împărat. Și dintr-o dată au sărit în altă barcă. Este un fel de depresie spirituală. Dacă o identificați undeva, să știți că așa se numește, depresie spirituală. Când nimic nu-i bun, nimic nu-i la locul lui, nimic, toate lucrurile, dacă aș fi eu, dacă aș putea eu, dacă aș avea eu putere, dacă aș avea eu autoritate, aș pune lucrurile nu știu cum și nu știu cum și nu știu cum. Cleopa zice, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era, vă dați seama, Iisus Hristos a fost cu ei 3 ani și jumătate și le-a spus, mă voi duce, mă vor chinui, mă vor batjocori, dar voi învia. Și el spune, era, Iisus Hristos care era. Sigur că vorbește frumos de el, era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, dar era.
vise spulberate, idealuri năruite. S-a dus speranța noastră, s-a dus speranța noastră. Toate lucrurile s-au năruit, toate lucrurile s-au împrăștiat. Și dintr-o dată sare în cealaltă barcă. Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri. Dintr-o dată mai marii noștri. Dintr-o dată mai marii noștri. Dintr-o dată ei care l-aveau mai mare pe ucenic. Ei care pe Domnul Iisus Hristos. Ei care l-aveau mai mare pe Domnul Iisus Hristos și spuneau, bunule învățător. Ei care spuseseră cu ceva timp înainte, unde să mergem, Doamne, că la Tine Tu ai cuvintele vieții veșnice. Dintr-o dată ei sar în cealaltă barcă și spun, mai marii noștri, mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au osândit. Mai marii noștri, mai mare necaz nu-ți trebuie în călătoria pe acest pământ decât să întâlnești oameni depresivi, oameni cu depresie spirituală, la care nu-i bine nimic, nu stă bine, nici covorul, nici microfonul, nici perdeaua, nici nimic nu stă bine. Toate lucrurile znăruite, toate lucrurile dintr-o dată, într-o parte sau în cealaltă parte, nu-s pe mijlocul promisiunilor lui Dumnezeu. Nimic nu-i bun, nu-i bun comitetul, nu-s buni slujitorii, nu-i bună predica, nu-i bună cântarea, nu-i bună poezia, nu-i bun, nimic nu-i bun. Și atunci intervine Domnul Iisus. Intervine Domnul Iisus. După ce ținuse o prelegere, și mai spune, ba, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, în loc să spună, femeile astea ne-au adus aminte că Iisus Hristos a zis că o să învie. Și e bine că nu l-au găsit în mormânt. E bine că ucenicii, că prietenii noștri, colegii noștri de ucenicie, nu l-au găsit în mormânt, că înseamnă că e viu, înseamnă că trebuie să fie pe aici, pe undeva, sau în Galileea, sau în cer la Tatăl, undeva trebuie să fie. Ei erau în continuare depresivi. Și atunci Domnul Iisus zice, o, nepricepuților și zăbdavnici cu inima. Evreii credeau că și spuneau că inima e centrul tuturor lucrurilor. Și Domnul Iisus spune, sunteți cam molcom cu inima. Adică nu vă funcționează inima, nu s-aprinde beculețul când trebuie. Voi nu înțelegeți lucrurile pe care trebuie să le înțelegeți. Nu înțelegeți lucrurile cum ar trebui ele să fie. Nu înțelegeți multe lucruri. Nu înțelegeți, sunteți ca slăbuți. Și a început Scriptura. Zice, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Nu trebuia să fie Iisus Hristos biruitorul morții? Nu trebuia pentru voi, Cleopa și celălalt ucenic, nu trebuia pentru voi, Iisus Hristos, să moară și pentru alții ceilalți nouă și pentru alții ceilalți 400 și pentru alții din lumea întreagă și pentru noi, nu trebuia Iisus să sufere și să intre în slava sa? Și apoi a început, de la Moise, toate scripturile și a spus, așa vorbește Domnul despre mine. Și eu, spunea Domnul Iisus, sunt împlinirea legii. Eu sunt împlinirea religii. Dar s-a apropiat de satul Emaus, era spre seară, Domnul Iisus s-a făcut că vrea să meargă mai departe și n-a fost o viclenie acolo, a vrut să vadă dacă cuvintele lui și-au atins efectul. Cine zice că Domnul Iisus Hristos a fost viclean, greșește. Domnul Iisus a vrut să vadă ce efect au avut cuvintele asupra ucenicilor. Așa cum noi, după o predică de evangelizare, vrem să vedem ce efect au avut cuvintele, oare cineva interesat de pocăință, așa cum noi, într-o zi de învierea Domnului Iisus Hristos, o să ne rugăm să ne cercetăm și să vedem ce efect are cuvântul asupra noastră. Oare ne cutremurăm și luăm hotărâri sfinte în inima noastră? Sau zicem, a trecut și Paștele astea, așteptăm rusalile și tot așa. An după an, sărbătorile la locul lor și vedem, așteptăm pe Domnul. Domnul Iisus a făcut că vrea să meargă mai departe. Și ucenicii au spus, rămâi cu noi că este spre seara. Și m-am gândit, oare nu a fost politețe? Nu a fost așa o decomplezență? Să-i spună, rămâi străine cu noi, rămâi cu noi, că încă nu știau că e Iisus Hristos. Rămâi cu noi, uite, seară, vine răcoare, poate stăm pe terasă, povestim un pic. Nu știm care a fost treaba, nu știm cum au fost lucrurile, știm un lucru. Domnul Iisus Hristos a zis, stau. Indiferent dacă a fost politețe sau a fost interes, Domnul Iisus a spus, stau. Stau cu voi. Rămân cu voi, că trebuie să știți, trebuie să fie finalitate.
În călătoria aceasta, în călătoriile acestea, trebuie să fie finalitate. Când stau de vorbă cu cineva, mă duc până la capăt, eu vreau să fie o finalitate. Sau omul zice, mă pocăiesc, sau zice, mă mărturisesc, mă căiesc de păcatul meu, sau zice, nu mă interesează. Și atunci eu sunt eliberat de lucrurile acestea. Domnul Iisus a vrut să fie finalitate. Eu am învățat de la Domnul Iisus lucrul acesta. A vrut ca să se încheie cumva călătoria aceasta. A vrut călătoria aceasta să aibă un punct culminant. Și punctul culminant a fost cina Domnului. Frângerea pâinii, Domnul Iisus a spus, așa s-a frânt trupul meu pentru voi. Cred că astea au fost cuvintele care i-au lovit cel mai tare la minte și la inimă. Unii teologi spun că atunci le-au văzut la frângerea pâinii rănile din palme. Probabil să fie și asta. Dar cuvintele cred că au avut cel mai mare efect. Când a frânt Domnul Iisus pâinea, precis le-a spus, așa s-a frânt trupul meu pentru voi. Acum recent. Suntem în ziua în care sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos. Joi seara am stat prin harul Domnului la cina Domnului. Și înțelegem și realizăm cât de cumplit a fost păcatul și așa s-a frânt trupul Domnului Iisus Hristos pentru noi. Și atunci ucenicii au spus, extraordinar, e Iisus. Dar El nu mai era, dispăruse. Nu era nici încoace, nici încolo, nici pe drum, dispăruse, se făcuse nevăzut dinaintea lor. Au fost primele trei categorii de drum. A fost partea de evangelizare, de depresie și de evangelizare a Domnului Iisus Hristos. Adică de a pune lucrurile la punct, de a intra în mintea lor și în inima lor, de a îi face să înțeleagă lucrurile, de a face să înțeleagă trăirea care a fost și ceea ce a însemnat jertfa Domnului Iisus Hristos pentru ei. Lucruri pe care Domnul Iisus le-a punctat și a stat la dispoziția lor, atât cât a fost călătoria. Mă gândesc că au mers încet, mă gândesc că s-au mai oprit sub un pom, la umbră, să le mai explice Domnul Iisus câte ceva din Scriptură. Mă gândesc că și partea aceea cu frângerea pâinii a fost mai prelungă, până și-au spălat picioarele, până... Nu știu ce s-a întâmplat. Știu doar că dacă era să-L cunoască pe Domnul Iisus după răni, după cicatrici, l-ar fi recunoscut la spălarea picioarelor. Dar l-au recunoscut la frângerea pâinii. Este un lucru impresionant, extraordinar. Extraordinar. Și apoi au urmat alte trei categorii de drum. O categorie de drum, versetul 32. Și au zis unul către altul, nu ne ardea în noi inima când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? O categorie de drum, să-ți ardă inima pentru Domnul, de pasiune pentru Domnul, de foc pentru Domnul, să citești Scriptura și să lași pe Domnul să-ți lumineze mintea, să deschidă mintea ca să înțelegi Scripturile. O categorie de drum extraordinară, ca o autostradă a lui Dumnezeu, să lași mintea și inima la dispoziția lui Dumnezeu, să guști drumul acesta, un drum al biruinței, să-ți ardă inima, să spui, Doamne, vreau să freamăt pentru Tine, vreau să trăiesc pentru Tine, vreau să simt pasiunea pentru Tine, vreau să fac toate lucrurile după voia Ta. Doamne, ajută-mă, Doamne, întărește-mă, Doamne, fă-mi ceea ce trebuie să-mi faci la minte, în așa fel încât eu să fiu luminat. Pentru că spuneau ucenicii, nu ne ardea inima, poate că ardea inima, dar n-au recunoscut atunci focul. În vremurile acestea, când avem Scriptura la îndemână, când avem libertate, când putem să spunem cu adevărat, Iisus Hristos a înviat, îl lăsăm pe El oare să ne aprindă inima, să ardem pentru El, să trăim pentru El, să înțelegem lucrurile pentru El, să spunem, Doamne, drumul ăsta duce numai la Ierusalim. Drumul ăsta, calea asta pe care am mers, nu se abate nici la dreapta, nici la stânga în lumea păcatului și a fără de legii, ci duce în împărăția Ta, la Ierusalimul Ceresc, pentru că vrem să fim copiii Tăi. Un drum, o categorie de drum este drumul acesta al focului. Arde inima, înțelegem cuvântul, dorim cuvântul, stăm la stăruință, lucrăm și luptăm pentru Domnul, facem lucrurile după voia lui Dumnezeu, stăm la dispoziția lui Dumnezeu și spunem, Doamne, nu ne ajunge timpul, stăm, venim mai repede la biserică, stăm la rugăciune după aia, postim, ne rugăm, trăim, consiliem, ne sfătuim, ne îmbrățișăm cu drag și spunem, Doamne, Tu ești Domnul nostru, ne arde inima pentru Tine, ne arde inima prin Duhul Sfânt, simțim pasiune, focul pentru Tine și vrem, Doamne, să ne aruncăm în brațul Tău mereu, să stăm la dispoziția Ta și Tu să-ți faci lucrarea în noi și Tu să dai biruință în viața noastră.
Este categoria de drum pe care, dacă o practicăm, dacă rugăm pe Domnul să o deschidă în mintea și inima noastră, vom înțelege un nou capitol, o nouă etapă a relației noastre cu Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze în felul acesta. Apoi, ca o justificare, am găsit în Geneza 29:1, tot la categoria asta de drum, Iacov a pornit la drum, s-a dus în țara celor ce locuiesc la răsărit. A venit Domnul Iisus Hristos, le-a deschis ucenicilor Scriptura, le-a deschis mintea să înțeleagă și apoi au mers către răsărit. Către Iisus răsare, către Iisus este viu în vecii vecilor. Au trăit împreună cu El. Iacov a pornit, era deznădăjduit și el, descurajat acolo, și a pornit spre răsărit. De unde vine ajutorul? De la Dumnezeu vine ajutorul. De la Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, pe care îl iubim și pe care îl credem și în care ne încredem și ne-am pus destinul, viața, speranța, veșnicia în mâna Lui. Și vrem ca El să ne dea ajutor în viața noastră. Apoi, altă categorie de drum. S-au sculat chiar în ceasul acela. Chiar în ceasul acela înseamnă fără întârziere. Chiar în ceasul acela înseamnă să nu te uiți la ceas, să spui mâine dimineață la prima oră. Luăm autobusul de 7 și mergem la Ierusalim, ne bem cafea cu ceilalți ucenici și vedem cum fac lucrurile. Chiar în ceasul acela s-au sculat, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 care erau și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. S-au întors chiar în ceasul acela la Ierusalim. Și acum vreau să vă spun, categoria asta de drum mă vizează pe mine și ne vizează pe fiecare. Nu știu cât am parcurs, pentru că alte categorii de drum spre Emaus și înapoi spre Ierusalim nu găsesc. Nu știu cât am parcurs din primele trei categorii de drum. Nu știu dacă ne-a prins sau nu ne-a prins depresia spirituală în vreun fel sau altul, dacă am fost pretențioși sau selectivi în relații sau în mesaje. Știu un lucru. Chiar în ceasul acela înseamnă în momentul acesta să-L rogi pe Domnul, să spui: Doamne, mă întorc din Emausul meu, mă întorc din rătăcirea mea și din orice fel de încercare pe care am avut-o eu de a mă îndepărta de Tine. Să nu mă implic la slujire, să nu mă implic în unele lucruri, să stau deoparte, să stau în banca mea. Doamne, m-am pocăit și bine, vin, mă pun pe bancă, mă duc înapoi, mă duc acasă, mai dau un ban în colecte și toate lucrurile sunt felul ăsta rezolvate. Ucenicii s-au sculat chiar în ceasul acela și au spus: trebuie să lucrăm pentru Domnul, trebuie să luptăm pentru Domnul, trebuie să motivăm pe ceilalți ucenici, să le spunem din toată inima: a înviat Domnul și Domnul a făcut lucruri mari, ni s-a arătat nouă. Vă dați seama ce importanță mare au căpătat dintr-o dată li s-a arătat Domnul Iisus, viu în vecii vecilor, viu și în mod recent, într-un timp recent, înviat, li s-a arătat lor. Dar ei au fost niște oameni care au spus: trebuie să facem ceva. Și în seara aceasta, dacă trebuie să faci ceva, dacă trebuie să hotărăști ceva, dacă trebuie să schimbi ceva, dacă trebuie să ștergi o etapă din drumul tău greșit spre Emaus, spune-i Domnului: Doamne, stau aici la dispoziția Ta și vreau să-ți faci Tu lucrarea în mine și în viața mea. Vreau, Doamne, întoarcerea mea să fie o întoarcere reală. Vreau, Doamne, cercetarea să fie o cercetare reală. Doamne, vreau să nu mai poposesc prin alte locuri, prin alte stări, ci vreau să alerg împreună cu Tine, Doamne, spre cer, spre împărăția Ta, să fac lucrurile după voia Ta. Dacă dorim lucrul acesta, Dumnezeu chiar în ceasul acesta va face lucrarea. Chiar în ceasul acesta va face întoarcere, va lucra asupra minții, a inimii, a comportamentului nostru, a valorilor noastre, a vorbelor noastre, a gândurilor noastre, în așa fel încât lucrurile să fie spre Ierusalim, spre mântuire, spre cetatea păcii, spre Dumnezeul nostru și Stăpânul nostru, care își face toate lucrurile după planul Lui. Și apoi, în al treilea rând, un drum pozitiv este drumul evangelizării. S-au întors ucenicii spre Ierusalim. Și cel mai puternic efect a fost efectul unor oameni care s-au întors la Domnul. Efectul unor oameni care s-au întâlnit cu Iisus. Efectul unor oameni care au fost vindecați de Iisus, atinși de Iisus. A făcut Domnul Iisus Hristos ceva în viața voastră?
Dacă da, slăvit să fie El. Atunci putem să facem, să practicăm împreună categoria aceasta fantastică de drum. Să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, drumul evangelizării vreau să-l parcurg etapă cu etapă. Să spun, să gust și apoi să spun cât de bun ești Tu, Doamne. Cât de mult bine mi-ai făcut. Că ai schimbat viața mea, că ai schimbat valorile în familia mea, că ai schimbat prioritățile în viața mea, că mi-ai dat, Doamne, puterea să nu fiu dificil, să fiu unul după voia Ta. Cel mai puternic efect, cea mai puternică evangelizare a avut-o unii care au călătorit cu Iisus. Călătorim cu Domnul Iisus Hristos de multe ori, de mulți ani sau de puțini ani. Mergem să spunem și altora: Iisus Hristos este cu mine, este în viața mea, este partener de călătorie cu mine. Este Cel care mi-a dat fericire, mântuire, speranța și credința în El va aduce viață veșnică în împărăția Sa glorioasă. Dacă da, nu tăcea, spune-i tuturor în jurul tău: așa mi-a făcut Iisus. Așa mi-a făcut Iisus. M-am întâlnit cu Domnul, L-am gustat pe Domnul, L-am văzut pe Domnul, am trăit cu Domnul, umblu cu Domnul, pentru că Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Și lucrurile acestea, ucenicii le-au făcut în aceeași zi. În aceeași zi. Vreau să vă spun încă un lucru. În aceeași zi, cum e ziua aceasta în care sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos, în aceeași zi s-ar putea să vină diavolul să spună: a, nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Iluziile poți să le păstrezi, nemulțumirile poți să le păstrezi, în continuare poți să fii selectiv în relații și în toate lucrurile astea, în continuare vezi de drumul tău, mai vii la biserică și mai faci lucrurile așa cum ar trebui. Sau cum îți convine ție să le faci. Lucrul acesta ar fi nociv și greșit. Domnul Iisus, în aceeași zi în care ucenicii au văzut și au vrut să se depărteze, să se rafieze, să-și ia viața în propriile mâini, să facă cumva lucrurile după voia lor, să le fie și lor bine, în aceeași zi, Domnul Iisus a mers și s-a întâlnit cu ei și a spus: trebuie să veniți înapoi. În ziua în care Toma a plecat, s-a îndepărtat de acolo și s-a întâlnit cu el, i-a spus: Toma, hai, că nu trebuie să fii necredincios, trebuie să fii credincios. În ziua aceasta, mă rog Domnului și ne vom ruga Domnului ca Dumnezeu să îndepărteze orice gând care ne face să ne îndepărtăm de Ierusalim, de Domnul. Orice gând care ne face să fim străini, orice gând care ne face să ne înstrăinăm. Să zicem: a, fiecare cu treaba lui, noi ne vedem de viața noastră, ci să stăm toți împreună în același loc. Am văzut și am experimentat minunile pe care Dumnezeu le face. Botezul cu Duhul Sfânt, puterea și tăria, vindecări pe care Domnul le-a făcut. Am văzut și am experimentat bucurie în mijlocul nostru, în inima noastră, atunci când am stat împreună. Pentru că bine și plăcut este să locuiască frați împreună. De aceea, sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos este o sărbătoare în care Domnul Iisus a vrut ca ucenicii să fie împreună. A vrut să nu fie nici la Emaus, să nu fie nici Toma plecat nu știu unde, să fie toți împreună în același loc. Să fie împreună, să meargă, să le spună: pace vouă. Și în seara aceasta, Domnul Iisus Hristos este aici prin Duhul Său cel Sfânt. Ne spune: pace vouă, sunteți copiii mei, v-am săpat în palmele mele și am un viitor, un plan cu voi. Vreau să vă dau viață veșnică, vreau să pun siguranță în viața voastră că sunteți copiii mei. Sunteți copiii mei și veți trăi veșnic împreună cu mine. Acesta este farmecul sărbătorii învierii Domnului Iisus Hristos. Suntem ai Domnului Iisus. Domnul este partener de călătorie cu noi. Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt, este noi, în viața noastră, umblă cu noi pe drum. Se vede lucrul acesta? Dacă da, slăviți să fie Domnul. Dacă nu se vede, dacă undeva prima categorie a drumurilor spre Emaus ne-au înșelat, dacă am apucat pe un drum oarecare greșit, dacă am apucat pe un drum pe sens interzis, lucrurile nu trebuie să rămână așa, trebuie să ne întoarcem la Domnul. Am văzut în Statele Unite o autostradă care la un moment dat s-a oprit din construcție. Era frumoasă,
într-o zonă a Dallasului, era frumoasă, cu patru benzi pe sens, extraordinară, dar undeva avea o tablă mare scrisă, spunea: drumul acesta duce nicăieri. Drumul spre Emaus, drumul greșit spre Emaus, duce nicăieri. Duce la depresie, la descurajare, la împrăștiere, la înstrăinare. Dar drumul spre Ierusalim, spre Ierusalimul Ceresc, aduce pace, liniște, unitate și bucurie. Și drumul acesta îl dorim din toată inima, în inimile noastre și în viețile noastre, în numele Domnului Iisus. Amin. Cred că versetul 32 e un verset ce l-am trăit și noi și îl trăim mereu. Spune: nu ne ardea inima în noi, vă arzi inima când ați început să vedeți pe Iisus, să vedeți că e viu, să vedeți că are soluție, că viața prin El prinde sens, că lucrurile au conturi, e un capăt, e un final, e o veșnicie. Vă arzi inima, mie mi-a ars. Și când le-a deschis Domnul Scripturile, le-a explicat Scripturile, a început arderea inimii. Deci nu oricum citești Scriptura să-ți ardă inima, când o înțelegi așa cum trebuie. Și noi avem sărbătoarea aceasta care ne deschide Scripturile și ne arată o cheiță. A înviat Iisus. Și toate lucrurile încep să aibă contur, să așează la locul lor, drumul Emausului devine drumul spre Ierusalim, toate se schimbă, arde inima în tine. Nu-mi place un creștinism în care nu-ți arde inima. Dacă ești fără inima arsă, ceva s-a întâmplat cu tine, nu mai e deschisă Scriptura, nu mai e deschis adevărul. Uiți esența, uitat ce frumos este, uiți bucuria aceasta că Iisus Hristos este viu. Aș vrea să încheiem astăzi cu o rugăciune și cu o mulțumire. Doamne, Tu ne-ai făcut inimile să ardă, Tu ne-ai dat o înțelegere nouă, Tu ai dat sens vieții noastre, bucuria vieții, să așează toate lucrurile la locul lor. Merită să-i mulțumim Lui? Merită să lăudăm pe El? Dați slavă Domnului, spune toată Scriptura, pentru aceste lucruri minunate. Ne ridicăm și facem lucrul acesta și în seara aceasta.
Tine. Mulțumim că ești viu, că urmărești viața noastră. Lasă această putere a învierii să transforme inimile și viețile noastre în asemănarea ta. Amin. Ocupați locul. Ne întâlnim mâine după masă, de la orele 18 din nou în casa Domnului. Dimineața este botez la Mircit și la Griji din nou. Fost și mai continuă, au fost care n-au putut atunci face botezul și continuă mâine. Va fi botez la noi și duminica viitoare, duminica Tomei. De data aceasta, pentru că a fost aproape botezul și sunt candidați mai puțini, vom avea întâlnirea de la orele 10, nu de la 9, ca și cum este obiceiul, iar candidații la 9:30 vor veni pentru a se echipa și pentru a face pozele de amintire pentru ei și pentru cu familia. De asemenea, aș vrea să anunț că sâmbătă la ora 4, la orele 16, înainte, deci cu 2 ore de începerea slujirii, cei care doresc, mai sunt care doresc să facă botezul acesta, ne vom întâlni și vom examina dacă ei sunt convinși din punct de vedere biblic, dacă au convingerea corespunzătoare și credința potrivită ca să încheie legământul botezului. Deci sâmbătă de la orele 16 ne întâlnim la Casa Domnului. Fratele Vasile a fost la comitet, deci nu trebuie să mai vină. Dânsul a dorit ca să fie botezul în această zi pentru ca familia, întreaga lui familie, să poată participa la această sărbătoare. Vă binecuvântăm în numele Domnului și dorim să aveți parte din învierea lui Hristos. Încheiem cu acest frumos salut. Hristos a înviat! Amin. Frate Nelu, vei da mâna cu frații. Vă binecuvântăm în numele Domnului.